O emisiune foarte importantă, exact la intrarea în orașul Romnii Comunicea, despre ce este vorba, la cât se ridică și așa mai departe, am detalii. Este un trotuar, la prima vedere pare o investiție măruntă, dar este un trotuar care a fost cerut de locuitorii din zonă, în special din cei din zona Râureni, de la târgul de la Râureni, de aproximativ 2 ani de zile. Am dat curs pentru că trebuie să ținem cont de cererile tuturor cetățenilor din acest oraș și măsura în care putem să le realizăm. Ea e un trotuar de aproximativ 1 km, nu știu exact cât costă, o să vă spun datele după ce terminăm această discuție. Are aproximativ 1 metru, 1 km lungime, lucrare importantă. Vreau să vă spun că pentru anul viitor avem prins amenajări de trotuare în zona Răurens-Tornicen. În acest an suntem în perioada de licitație pentru proiectare, iar anul viitor, într-un proiect comun de dezvoltare a acestei zone, modernizare străzi și iluminat public, vor fi făcute și trotuare la Răurești și Tunicen, pentru că și acolo oamenii cer de foarte multă vreme acest lucru. Da. Zona aceasta chiar a început să arate bine. S-a făcut mai multe. Este o zonă care s-a dezvoltat, a creat foarte multe locuri de muncă. Mai sunt aici câteva terenuri care pot fi puse la dispoziția investitorilor. E adevărat, nu suprafețe foarte mari, dar 2.000, 3.000, 4.000 de metri, da, pot fi găsite. Așadar, cei care doresc să vină să investească, le putem pune la dispoziție acest teren. Mulțumesc.